Care glisează și se mișcă tot mai încet. Și în aer a rămas scrâșnea de tablă care se presează. Și zgomot ascuțit de metal în contact cu asfaltul. Atunci am auzit pentru prima oară vocile. Glasuri ce se auzeau încet, de departe. M-am gândit, ăștia sunt oameni de mașini care strigă în panică. Dar sunetul ăsta venea de peste tot, ca și când s-ar fi șoptit. Insistent, ca o rugăciune. Am mai apucat să scutur din cap și a trecut. Thank you.
gravado. Do Francesco! Do Francesco! Friedrich! Mai hrănești și pe mine așa? Dacă ai stat toată ziua închisă într-o pușcă de sticlă și ai mâncat șobolan vii, da, te-aș hrăni! Nu uite-te la mine! Dați din gură, ți-am zis! Uite-te la mine! Nu pot să hrănesc așa. Să știi că și eu pot să mă întind pe jos și să aștept să mă găsești. Uite, împinge mâncarea afară! Dar tu oricum nu mă găsești, orice aș face. Poate te mușcă. Eu te mușcam de mult dacă eram șarpe. Dar nu mai mult de nimic de ce azi. Mă lăsa singur. Am zis să mă lăsa singur să mă usuc aici? Nu știu ce... ce frică mi-a fost, am crezut că ai plecat. A fost așa sete. Ce-i asta? Bere. Asta nu e bere. Asta e bere. Asta? Darimba, e bere. Asta e un căcat, e o bere de căcat. E o bere ca toate celelalte. Nu există o bere ca toate celelalte, asta e un căcat. Poți să-l arunci la WC-ul dacă vrei. E un pișat, eu nu beau așa ceva. Nu, sunt atâția oameni care beau berea asta. Uite, eu nu cunosc alți oameni. Ce-ai făcut? Am aruncat-o pentru tine. Bun, acum s-a terminat și cu băutul, da? Ringo, ai făcut iar fața aia. N-am făcut nicio față. Ringo, simt că se rupe totul mine când te uiți așa. Ca și cum n-ai vedea nimic. Și atunci mă gândesc că s-a terminat, suntem bătrâni, ne urâm unul pe celălalt și arunc berea. Pentru că nu știu ce să fac și pentru că imediat mă arunc și pe mine pe geam dacă mai faci fața aia la mine. Iartă-mă. Iartă-mă, n-am vrut fața aia. Oricum. Nu, tu iartă. N-am știut că există o bere care nu e bună. Dar nu contează, nu contează, micuța mea, pentru că tu ești bună. Tu ești bună, orice bere mi-ai aduce. Dar berea aia chiar e de căcat. Ringo, eu nu vreau să se bage nimic între noi. Absolut nimic. Nici măcar berea aia de căcat. M-ai lăsat singură. Da, dar acum se face. Mi-e set.
plictisești. Da, probabil că ai îmbătrânit înainte de vreme. Și te-ai umplut de riduri. Așa cum mai ai și mirosul ăsta fad. Da, poate că îmi place să mă uit după fetele nete, deși albe. Pentru că îmi place să miros sudoare tânără, oricum mai mult decât săpunul obosit. Și da, poate că îmi place când sunt grase pe sub pielea lor. Și că mai strălucește și un puf de păr pe deasupra, pentru că la ele e altfel decât pe picioarele tale jumulite și chele. Și decât pe corpul tău uscat prin fometare, unde nici măcar nu e loc pentru copil! Da. Poate că îmi place să mă uit în ochii lor. Strălucitori. Ca un lacră coros după ploaie. Pentru că nu sunt colmatați de toate jignirile mele. E scârbă de tine. Scârbă de tine și de toată moartea asta care lucrează prin tine cu picioare de pe engine și pe care eu ți-am implantat-o deja cu mulți ani în urmă. Dar știi ce? Poate că eu sunt nevinovat și nu vreau decât să rămân în viață pe când tu și așa ești prea plină de moarte. Niște oameni normali. Oamenii nu sunt normali. Ba da.
Eu sunt. Tu nu ești. Sunt luni întregi de când stai aici în casă. Apare vară, soare, vreau și eu să-mi pun costumul ăla de baie. Pune, știi că îmi place să te văd în costum de baie. Da, dar eu vreau la lacuri. Uite, putem să împingem scaunul cu rotile pe nisip. Hai, te rog, și bem bere, te rog. Știi foarte bine că e o perversiune să mergi la lacuri. E plin de oameni grași care își întind corpurile alea de viermi la lumină și se prăjesc în ulei de plajă până le plezește pielea ca la cârnați. Și pe urmă își înmoaie copiii în apă și pornesc în lac cu burțile pline de șnițele reci și de bere rece și nevoie de 5 oameni să scoată la suprafață cadavrele alea pline de apă. Așa e la lac. Iar dumneavoastră? Da. N-am mai văzut niciun om de când am ieșit din spital. Da. Absolut niciunul. Spuneți ceva. Spuneți ceva! Nu pot. E atât de îngrozitor. Ce e atât de îngrozitor? Dumneavoastră, în halul în care sunteți un infirm. Dumneavoastră ar trebui să-mi dați încredere. Ar trebui să spuneți că viața merge mai departe, nu? Cu experiența dumneavoastră de viață. V-am distrus viața. Un om atât de tânăr asta nu poate să. Eu sunt un om bătrân și prost. Viața mea e sfârșită. Nu nimic, dumneavoastră mai aveți puțin și muriți. Eu trebuie să trăiesc mai departe. Da? Da, ce mai trebuie de trăit în casa dumneavoastră? O să putreziți în casă îngropată de vie. Țineți-vă gura! Nu fac chestia asta pentru că mi se pare frumos. Dar cum sunt nevoit să găsesc ceva bun în toată povestea asta și să trăiesc mai departe? Da? Ce mai bun în cazul dumneavoastră? Când eram eu tânăr, mă plimbam cu bicicleta de-a lungul șoselelor, făceam picnicuri și excursii la munte și noaptea mă duceam cu prieteni în cârcium și le mototoream fustele fetelor și le făceam copii! Nu tu femei, nu tu copii! Ce viață mă ieși asta! Cine știe? V-am distrus viața. Poate că eu o să mă fac bine. Și dumneavoastră o să fiți deja mort până atunci. O coloană vertebrală stricată nu se mai face bine. Tinere? N-o să mai puteți niciodată. Nici măcar n-o să mai conduceți mașina. Știu asta. Acum plecați. Sunteți un jeg. Nu vreau să-mi fie milă de dumneavoastră. Thank you.
Sunt singur cu conștiința mea vinovată. Lăsați-mă să mai repar ceva, cum s-o putea. Aici nu mai e nimic bun. Chiar dumneavoastră ați spus-o. Când totul e rău, nu mai poate ieși nimic bun. Vreți să vă pun sufletul meu pe tavă? Poftim, viața mea va aparține. Mulțumesc frumos, n-am ce să fac cu ea. Dacă, totuși, vă răzgândiți, vă las aici numărul meu de telefon. Vreau să fac ceva bun pentru dumneavoastră. Ceva, da? De ce? Nu am scos. Chiar plec. Plec. Te repeți? Auzi, mai bine aduci și o bere de frigider, că e cam caldu, crezi? Nu aduc nimic pentru că plec. Ți-am zis că plec pentru că vreau să plec și să nu mă mai întorc. Ce ai putut ce faci? Nu știu, mă gândesc. Ar trebui să-ți faci bagajele, nu? Să-ți iei lucrurile, să pleci de aici. Sau ce, vrei să faci așa, tamtam, ca să pleci de mine, da? Nu sperie nimeni pe tine. Să știi că dacă te omor, mă piși pe mormântul tău. Așa? Pleacă și ia și copilul ăla cu tine. Cum care copil? Furta aia, frate, care stă aiurea și blochează toată camera. Ridică, cum se ieși așa? Ai idee cum arăți? Ai, îmi pare rău. Îmi pare rău. Ridică. Și bembe, că atunci, ai zis că am furat mașina aia? Ai și goală prin trapă? Ha. Am pus Sex Pistols! Și te-am intrat într-un vin. Mă țin strâns de un stâlp. Și merg împiedicându-mă de-a lungul autostrăzii. Stau cu brațul întins până când simt că mi-amorțește. Sunt obosită. Nu văd nicio mașină și părul îmi stă lipit de frunte. Sus, soarele se rotește în jurul meu mult prea repede și înăuntru simt cum bubuie. Pe urmă merg împledicindu-mă de-a lungul autostrăzii și capul mi se izbește de asfalt. Și în sfârșit simt cum arde. Pute. A, gunoiul. Friedrich, să duci cu noi dacă tot cobori. Friedrich! Dacă ai plecat, să știi că am pe atunci.
ușa e încuiată, ce să... Gata, am încuiat ușa. Ușa e încuiată. Am încuiată. Felicitări! Bărbatul a izbit-o cu capul de perete. Pentru că e gravidă? Și acum nu poate să se ducă acasă. Atunci trebuie să iei o cameră la hotel. Ringo nu poate să stea singur acum. Da. Stai puțin, ce nume ai spus tu exact tipului de la spital? I-am spus că mă duc să o iau. Da. Bineînțeles că nu. Aici? Da, Ringo, măcar câteva zile. Nu mă tărău din soare. Ringo, știu că asta este casa ta și că ție nu-ți place să vezi oameni, dar e sora mea. Nu, e regulă. E sora ta, nu? Am de gând să deranjez cât se poate de puțin. Dar nu sunt otrăvit, nu? Ormor mi-am avut noroc. 2, 3, 4 luni n-am avut parte de niciun deranj. N-am avut grijă decât de cer. Cine mai are posibilitățile astea, nu? Poate că o să facă bine să vezi nouă oameni. Dar era normal. Odată și odată, destinul trebuie să înceapă să izbească iar cu ciocanul pneumatic. Adică chiar în plină figură, nu? Îmi pare rău. Du-mă de aici. Nu mai am forță în brațe și mă ia cu fierbințeala. Și mustrător. Nu știu măcar în cum scrie. Habar n-ai cum era ea. Ca pe un dinte stricat vreau să scot din viața mea. Da. Ziua e dorită și te sărbătorește pe tine. Și nu știu nimic despre faptul că ea a plecat. Cu buze uscate și sorzoase vreau să te sărut. Și limba ta o să găsească două drumuri la mine în gură. Alături de tine vreau să lunec printre rădăcini și mărăcini. Mai că-ți crescut aiurea și țeapănă.
am prea multe mâini, am prea multe picioare. Nimic nu e mai frumos decât șarpele care vânează nașita soarelui cu trupul lui sclipind. Cea mai frumoasă ești tu, regina mea. Frumoasa mea cea mai frumoasă. Asta cine mai e? Asta e micuțul tău? Da. Păi mi-ai spus că e handicapat. Nu e. Bine, dar așa arată. A avut un accident la mine, mașina nu trebuie. Și pe cine te-am adus înapoi? N-ar fi trebuit să facă una ca asta. Acum stai ca prost, ca unul ăla. Ăla tău. Hai din față, nimic, ai ceva la cap? Nu, de când cu accidentul n-am mai avut bani să iasă din casă. Hai ce normal, normal. O pun să mi-e tot bani dacă spui ceva sau nu. Ce? Să știi că nu e el de vină pentru că ție îți merge cum îți merge. Am vrut să mă cer să văd cum e. Draga de ea s-a făcut a dracu și am aruncat-o la WC-ul. Pe sigur o glumă. Da. Da. Îmi plac florile. De ce n-ați adus o coroană? A, pentru că n-am știut. Dar acum ce să fac? Acum noi. Acum. Unde eu sau florile? Sau ce am putut să zic? Beți! Ăsta e omul care a dat cu mașina peste mine. Ce flori frumoase. Ah, nu. Eu le găsesc morbide. Morbide. Bună ziua. Domnul Mulcer e musafirul meu. Ai un musafir? Da. Ce frumos, ăsta e un lucru nou. Bună ziua. Dingo, pot să vorbesc cu tine între patru ori? Eu n-am niciun fel de secrete față de domnul Mulcer. Da, dar poate că am nu. Asta e problema ta. Da,
Știți, noi avem o situație în familie, sora mea este la noi. Da, și nu e în apele ei. Exact. Aș zic că nici domnul Mulcer nu e în apele lui. A fost atins de slăbiciunile bătrâneții și a dat cu mașina peste un om tânăr. Și a făcut din el un infirm. Iar acum viața lui e sfâșiată și el a venit să-și ofere cadou. Nu se compară, nu e vorba de sora ta. El e un caz disperat, uite la el. Poate că ați vrea totuși să venim. Nu, nu vrea. Ba da! Eu să știți că n-aș vrea să deranjez. Dacă vrea să faci ceva bun pentru mine, nu? Normal, sigur, sigur. Atunci rămâneți cu noi. Da? Suntem bine intenționați și vrem să avem o zi reușită. Pentru mine chiar mi-a plăcut în momentul ăsta. Fă ceva pentru mine, Betty, măcar o dată. Țineți-vă gura. O cafea? Pentru mine? Mi se pare o idee excelentă. Nu? Da. Betty, ești bună pe rău? Ceva dacă mai trăiești. Am greșit eu cu ceva? Am greșit eu cu ceva? Sunt eu de vină? Sunt eu de vină? Răspunde când vorbesc cu tine! Bestia 666. Ea avea prietenul lui ei, un dragon de buzunar, de care acesta s-a îndrăgostit iremediabil, aruncând-o pe biata prințesă neagră, 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 în borta întunecată a pământului. Și? Mai spune, ce s-a întâmplat? Spune-mi, spune-mi, te rog! Știam că fumezi, nici eu. Da, e bine pentru copil? Care copil? Uite, eu dacă aș fi gravidă, să știi că m-aș lăsa. Numai că nu ești tu, ci eu, da? Și eu știu ce e mai bine pentru copilul meu. Copilul meu are nevoie de gudron. Încă din timpul matern. Va fi asfaltat. Ca să se transforme într-o bilă neagră de bale pe care să poți scoate ușor cu aspiratorul. Asta e cea mai bună pregătire pentru viață. Vrei doar să mă sperii, dar nu-ți reușești. De ce vorbești ca o idiotă?
De ce nu spui și tu pur și simplu stinge țigara aia că ți-o mor copilul? Atunci aș putea să zic și o minunat, vezi? Despre asta e vorba. Și atunci poate că ne-am înțelege și noi care bine, Frederic, stinge surori. Țigara. Nu sting nimic. Pot să-mi scot din cap imaginea asta. Cum închid ochii vă și văd în scaunul cu rotile. Ce romantic. Vă plimbați cu scaunul ăla prin toate gândurile mele. Am ajuns să mă gândesc decât așa, mai bine mort. Exact. Nu a mai rămas mare lucru din mine. În cazul să credeți că toată chestia asta chiar mă interesează. Dumneavoastră credeți că eu am fost așa dintotdeauna. Urât și de neînțeles. Zace încă copilul și bărbatul. Și când mă gândesc la mine însumi, eu asta văd. Chiar și când mă uit în oglindă, mai văd chipul meu uitat sub. Sub masa asta olivă. Uneori mă și sperii. Mă uit în oglindă și de acolo mă privește chipul ăsta. Nu vreau să ajung prea tâmpit ca să-mi dau seama că mă tâmpesc. Ședeam în mașină și când am auzit bubuitura, am simțit o mare ușurare. Pentru că am zis că gata, s-a terminat. Ce spuneți mie toate chestiile astea? De ce credeți că îmi sunteți simpatic? Nu-mi sunteți simpatic. Da, la mine tot una. Nu cunosc pe nimeni altcineva. În ziua de azi aproape că trebuie să omori un om cu mașina dacă vrei să-l întâlnești. Prietenii mei sunt morți cu toți. Nevasta, toți s-au dus, ca și când ar fi existat numai eu. Eu am fost uitat o eroare. Ajunge deja, începe să devină sufocant. Poftim, știți ce-s astea? Ce-s astea? Mie nu-mi place să vină moartea și să tragă pătura de pe mine. Vreau să o chem eu când am eu nevoie de ea. Cu astea? Da. De ce mă priviți așa de ciudat? Ce vreau să ară acum despre mine? Nu știu despre ce vorbiți. Îmi pare foarte rău că v-am speriat. Să știți că nu vă fac nimic. V-am făcut deja destul. Eu sunt un om bătrân și prost. Thank you.
pe tine. Ia-i aici. Nu pleacă. Care va să zică ei? Fridică! Tu nu ai urechi, ți-am spus că nu e aici. Tu nu ai ochi, eu trebuie să dorm. Fridică! Petric? Ce, tot așa ești? Cum? Uită-te și tu în ce hal ai adus. Cum ai umplut-o de bunătăi. Mai uită-te odată, acum ai distanță. Adică cum? Eu sunt rău, nu? Eu sunt ura și sunt molipsitor. Dar cine e? Sora ta e urâtă, eu vreau să dorm. Dacă ești nesimțit, te dau afară. Lăsă-te, nu? Da, dragă mea, mă duc să-i fac. Am luat după ce m-a dat cu capul de pe tot mi-a dus și mereu auzeam o tare scârțind și nu știu dacă e capul meu. Și apoi picioarele m-au aruncat cineva afară în stradă și am sânge în frate. Și soarele mă încrește în gama asta din cap și mă gândesc, ia uite de ce frumos! E vara afară că nu altă i-a fi fost frig. Nu e bine. E total tulburat. Știu foarte bine eu ce e tulbure în povestea asta. Tu să taci din gură, ești urâtă și ești proastă! Să dorm fără tine, să zici? Pur și simplu nu pot. Și casa aia e rece și pustie și se uite așa la mine toți pereții aia, ca și cum le-ar fi fost extirpate toate ferestrele și tot tapetul ăla care e plin de rând deschise. Fridică, știi cum e atunci când spargi un perete ca să scoți un dulap zidit în el? Fridică, nu mi-a ascultat atât. Dacă știi cum e când spargi un perete ca să scoți un dulap zidit în el. Ce vrei să știi asta? Și încă fără tine mă gândesc așa pentru că au rămâne. Eu nu sunt un dulap zidit. Să știi că sunt foarte prost. Am decăzut complet. Și nu a trebuit nici două ore pentru asta. La final de tot știi ce am făcut? M-am înfășurat în covor și m-am depozitat undeva. Ești un idiot. Hai să refacem totul la loc. Care totul? Nu mă așteptam să-mi sari în brațe. Uite, am adus un cadou aici pentru tine. Un cadou cu care? E cadou tău aici. Deci ai vrut-o întotdeauna. Cum te uiți tu la mine cu fața obosită a ta? Până în iad aș fi alergat de-a lungul autostrăzii numai ca să scap de tine. Și urmă mă trezesc cu tine aici. Să stai și te holbezi la mine cu ochii ăștia mici și stupiți. Și vorbești căcaturile astea cu cutie de carton în mână. Nu crezi că am puțin? Eu nu mai aparțin. Tu ești trebuit pentru mine, ești o amintire de plăcută. Arăți atât de dulce. Și tu la fel. Căut un mare. Măcar uite-te în un... Pisicuță? Da, n-ai vrut întotdeauna pisicuță? Nu vreau niciun animal de la tine, nu încă unul. Scap de șarpe. Promit că scap de șarpe. Ia-ți pisicuța. Cât e un animal? E o ființă și are ochi, și are urechi,
de toate! Fridrike! Fridrike! Pe ăsta l-ai distrus tu! Nu mai știu exact când mi-am pierdut fica. Am avut un scandal, pentru că prietenul ei era un tip nepăsător cu ea. După aia s-a căsătorit și s-a mutat cu un alt bărbat. Acum o cheamă ca pe acest... O cheamă la... acest alt bărbat, eu nu știu numele. Ea nu mi l-a dat, nimeni nu mi l-a spus. Nu știu nici număr de telefon. Nu știu nicio adresă, nu știu nici măcar în ce oraș locuiește. Stau tot timpul în zona pietonală și mă uit să văd, poate că trece pe acolo. Mă fac gânduri. Poate dacă moare atunci o să-mi dea și mie cineva de știre. Întotdeauna mi-am imaginat cum e să dai ochii peste cap. Dacă mai există ceva între timp, o clipită în care să-ți dai seama ce se întâmplă. Corpul ăsta, oare te lasă el să te duci așa, pur și simplu, după toți anii ăștia, dacă ar fi cineva de față? Mai ales că în rest nu e nimeni! Dacă ar fi cineva cu mine? Nu. Betsy! Dar ce față înainte de poate să aibă mii?
trebuie să-mi spui așa, numai ea îmi spune așa. Dar cum ai fost așa de la micuțule? Nu sunt micuț, nu cu tine! Hai, ține dura. Despre ce vorbești? Care chiar poți să mă uiți în joară, dar poți de joc? Lasă-mă în pace! Unde sunt lamele tale de ras? Micuța ta ascunsă-te. N-am lame de ras. Ne crește bărbiță, papă lapte? Asta că știu eu. Ce știi tu? Știu eu foarte bine. Ce? Vrei să-ți deschizi venele. Și toată lumea se topește de milă. Când zaci cu fața albă și cu buzele albastre pe perne, toată porcăria aia mare. Și zile întregi nevoie să fii îngrijită. Și pernele trebuie duse la spălătorie. Și tu ai bandaje dramatice la încheieturi. Eu foarte bine. Și m-am gândit la asta. Dacă ești hotărâtă, nu folosești lame de ras. Aștept eu că ești bucur. Dacă ești hotărâtă, iei o mașină de ras electrică. Îți umpli cada cu apă. Te razi frumos pe picioare. Mergi iute ca fulger. Și când aburul s-a lăsat, burta ta palidă plutește la suprafață. E elegant așa și fără mizerii. Asta dacă ești hotărâtă. Sunt foarte rupă. Pe polița de sticlă sub oglinda din baie. A fost frumos să poți să bat atât de departe. Mulțumesc. Și ce ați văzut? Multe. Da. Ce? O ușă de balcon întredeschisă. Și? O perdea în vânt. Ceva mort într-o lădiță pentru flori. O măsuță de sticlă cu un ziar pe un covor gros și murdar. Păi cum, și niciun om? Oamenii nu mai sunt. Oamenii sunt morți. Sau sunt afară, la lacuri, toți. Voi suntem ultimii care au mai rămas. Știți cum faceți? La noapte, stați aici în beznă, după ce s-au culcat surorile, și vă uitați la ferestrele luminate de vis-a-vis. Dacă o să vedeți oameni care ies din duș, sau care se îmbrățișează goi, atunci o să simțiți și dumneavoastră ceva din viața pe care o au ceilalți. La asta se folosește un binoclu. Nu mai am nevoie de oameni care se fut ca să fiu nefericit. Am tot ce-mi trebuie chiar aici. Da? Păi atunci poate că ăsta e momentul potrivit. Pentru ce? Ca să terminăm treaba împreună. Ce treabă? Nici nu o să trebuiască să mă mai țineți de mână și nici să spuneți nimic. Uite că nu înțeleg. Eu așa am crezut, că mă puteți înțelege, adică în situația dumneavoastră vreau să zic. Ce-i cu situația mea? Nu vreau să mor. Mai am de trei jumătate din viață. Da? Chiar că pe jumătate. De la tea, la treia vertebră în sus!
trebuie să fiu atentă. Tot aștepta să dai și tu un semn. Știu. M-am tot interesat de tine. Mai că ultima oară ai fost pur și simplu scârboasă. M-am gândit că poate numai la început e așa. După ce o să fie mai mult timp cu el și lucrurile o să fie din nou normale, poate o să răbească la tine. Vezi, știu asta, nu vreau să mă aud. Mai că n-a fost așa. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai are ce să vină. E dusă. Eu am ieșit din viața ei. Bărbatul o are toate. Și nu mai e loc și pentru soț. Au. Scuză-mă. Întregi n-am făcut nimic altceva decât să urm. Nu știam încotro să o apuc. Am devenit de-a dreptul urât în perioada asta. Să ai grijă acolo, da? Da. La un moment dat, n-am mai durut așa de tare. Am ajuns goală pe dinăuntru și complet indiferentă. Și pe urmă n-am mai durut deloc. Tu ai dispărut din viața mea și l-am avut pe Ringo și era bine așa. Numai că acum ești din nou aici. Atât de decăzută și de consumată, iar eu trebuie să-mi desfac brațele și să mă prefac că nu te-am uitat, ca și cum asta n-ar fi fost o muncă să te uit, Friedrich. Te rog frumos, mă doare foarte tare. Ca o boală a fost. Eu nu ți-am făcut nimic. Ba da. Dar acum ești aici și gata. Nici măcar nu ți-am zis să vii să mă iei de la spital. Friedrich, durerea trece. Durerea trece imediat. Prea tare în capul.
ușă deschisă, sace pe jos un bărbat. În fața ușii dumneavoastră e un vagabond. E un câine, acolo vagabondează el. Nu e adevărat, un om se zgârcolește în fața intrării. Probabil că e beat. Nu vă deranjează? Plescăiți. Ce? Plescăiți, am spus. Așa. Mă deranjează. Îmi pare rău. Dați-i parfuria. Ce? Parfuria, dați-o în pace. A, nu, mi-ar plăcea să pot păstra parfuria. Nu se poate, când faceți asemenea zvomote cu mâncarea în gură, mi se face toată măciuca. Da, da, dați-i parfuria! Am gătit pentru tine. Hai! S-a târât un hărcior pe aici. Ia auzi! Hai! Ce bun! Hai, hai! Așa! Doamne, stai pe loc, stai pe loc, e un câine cu minte. Dacă ești cu minte, poate-ți dau voie înăuntru. Ce faci? Vorbești așa cu el? E câinele meu. O să fii cu minte? Ce? Hai, hai, să mănânci frumos. Toată mâncarea. Așa, bravo! Ia uitați ce pline cu mintea. Așa, așa. Frumos, frumos. Câine cu mintea, apoi înăuntru la cățea. Cum, acum nenorocitul ăsta primește mâncarea mea? Hai. Așa, așa. Bravo, bravo.
Și acum ăsta primește mâncarea mea. Ce faceți voi aici cu mine, ha? Vreți să mor aici? Nu la tra, pătruș! Pătruș! Așa, așa, pătruș frumos, așa. Asta hai, nu e bine pentru, pentru sănătatea mea. Stomacul meu s-a montat deja pe chestia aia. Acum dacă nu mai vine nimic, mă îmbolnăvesc de stomac. Hai, pătruș frumos. E în regulă, micuțule. Nu trebuie să linge. Știi că am avut și eu fața asta. Chiar dacă nu se mai cunoaște. Și am avut și o fată cu flori mici pe rochie. Mai aveam puțin și ne luam și o mașină. Hai, mângâiați-l pe câinele meu cel credincios. Ringo, Ringo, asta nu e câine. Ăsta a făcut insolație. Veni dificil odată cu timpul. Nu-mi place chestia asta. Ăsta e câine, mângâiați-l! Mângâiați-l! Cu minte. Să știi că poți să pleci dacă vrei. Vreau acasă. De ce? Noaptea întotdeauna e frică și nu poate să doarmă pe mine. Atunci nu doarme și gata. Nu. Știu cum zace pe pat cu șuvițele părut pe față și cum îmi tremură fălcile. Întotdeauna noaptea el trebuie să mă țină de mână sau măcar să mă atingă ușor cu talpa, pentru că și nu de un ochi. Adică tu stai și ții lui mâna toată noaptea. Nu. Nu el o ține pe mea. Asta e altceva. Crede-mă că e îngrozitor pentru el singur acum. Friedrich, doarme ca un mort. Poftim? Tu chiar nu înțelegi că de tine a fost doar frică întotdeauna. Acum e pentru prima oară când nu trebuie să-i fie frică de tine și poate să doarmă liniștit. Nici măcar nu se mai gândește la tine. Stă liniștit și-și visează animalele alea ale lui și zâmbește prin somn. Nici măcar nu-l cunoști, inventezi lucrurile astea despre el. Nu, Friedrich, dar se mai gândește la tine. Dar dacă apare în visele lui, se trezește speriat. Pipăie prin pat și acolo nu găsește decât cearșaful rece. Înțelegi? Și atunci se calmează, zâmbește, pune capul la loc pe pernă și adoarme pentru că tu nu mai ești acolo. Cât poți să fii doi, știi foarte bine că am dreptate, Friedrich. Cu mine e în ordine, Friedrich.
aici cu mine totul e noi. Te uiți așa la mine, handicapatule. Am văzut în viața mea o față atât de goală. Mie nu pare rău pentru nimic. Știu. Doar de tine. De tine îți pare rău. Să știi că nu ți-am făcut handicapat pentru că am vrut să te fac să suferi. Pentru că ești handicapat. Nu contează, n-ai cum să mă faci să sufăr. Da, suferi. Suferi că sunt aici și că sora mea are grijă de mine, nu? Ți se pare, n-are grijă de tine. Nu mai ești în centrul atenției. Ți-am distrus viața. Nu, uite-te la mine. Ce mai e de distrus? Mă trezesc dimineața, uit de ce sunt aici. Și după aia mi-au zi întreagă să-mi aduc aminte. Tu crezi că tot universul se învârte în jurul tău, nu? Și din când în când se oprește și mușcă din tine. Vrei să scapi? Da. Poftim. Asta-i cadoul meu pentru tine. Ce? Ce ți-ai dorit dintotdeauna? Te omor, mă piși pe mormântul tău. Bolile încep așa. Ceva. Se face tot mai mare. Mai mare și mai mare și mai mare și mai mare până când devine un corp atât de suspect. L-am cunoscut încă de mic. Avea un genunchi zdrobit ca o carte deschisă. Și sângele care se scurgea din el era chiar ca al meu. Zace printre organele mele și nu știe nimic despre mine. Acum umblăm în doi. Poate te transplantează careva noi.
înțeleg să tâncă un copil. Nici nu știu să merg. Nici nu știu să vorbesc. Dacă te omor, mă piși pe mormântul tău. Vreau să mă arunc într-un alt om ca într-o prăpastie. Dacă te uiți în ea, amețești. Una pentru mama. Una pentru copil. Una pentru tatăl copilului. Una pentru soră. Una pentru tipul ăla handicapat. Una pentru tipul ăla bătrân. Două pentru șarpe. Și una mică de tot pentru mine. Și una pentru voi și pentru tot căcatul ăsta. E doar o chestiune de obișnuință până când a dispărut cu toții. Nu uita nici treaba aia cu pisatul. Atunci am văzut corpul copilului nostru. Ca umbră pe ecran. Și am auzit cum bate inima. Și asta m-a apăsat foarte tare pe inima mea bătrână. Din cauza la chestia aia care sclipea acolo. Strâmbă. Până la urmă e și copilul meu. E și copilul meu. Și ies cu tine pe ușa afară. Și te tăiesc printre case. Iar soarele mă bate în față. Mi se aruncă de pe tocul lui și pe ceafă ca o maimuță care nu-mi dă drum. Trebuie să mă țin bine. Nu mai pot nici să respir pentru că dintr-o dată aerul e... Și în ambulanță spun tot felul de lucruri lipsite de sens despre fața ta palidă. Numai că tu ești moartă deja. Termina-ți odată cu bocitul. Ce să fac, dacă mă apuc la fală? Ce să faci? Să vă gândiți mai bine la ce ați făcut. Ce să mă vorbesc? Ce ai de gândit în situația asta? Nu înțeleg, vă purtați de parcă n-aș ști despre ce-i vorba, de parcă n-aș ști ce s-a întâmplat. Dar chiar nu știu. Te rog să nu te mai porți așa cu mine, sunt deja bătrân. Și prost! Tu ce credeai cum să facă fatele cu pastilele? Credeai cum să dea de mâncare la rațe sau ce? Nimic. Nu m-am gândit la nimic, eu nu i-am dat nimic. Doamne, cât pot fi de scârbos. Ieși afară! Am pus să vezi lucrurile. Am vrut-o. Uite, n-ai făcut niciun bine, pe fata o ai pe conștiință. M-am mai și bocești cu rădâmbii de munci. Ieși afară! Nu e adevărat, nu pot să o aici pe ea pe conștiință. Am deja destul de acum. O să mor cu ea pe conștiință. Ringo, tu nu înțelegi, noi suntem la fel. Ieși afară în casa mea! Eu n-am făcut nimic, tu i-ai dat. Yeah.
sunt aici. Te dăm iar noi doi. Oh. Uite-te la mine. Și ce să văd în urmă? Pe mine. S-au plecat toți, iar liniște. Da, e o liniște. Vreau să am o zi reușită cu tine. Tu chiar nu înțelegi că mie mi-a fugit pământul de sub picioare. Poate să fie iar ca înainte. Cum era asta? Nu mai aduc aminte. Tu spuneai mâna pe după gâtul meu și... și spune că suntem în siguranță și că nimic niciodată nu se intervine între noi doi și că acolo afară lumea a dispărut deja de mult. Nu mai știu cum funcționează asta, Ringo. Uite, tu spui mâna pe după gâtul meu și eu mă uit pe fereastră. Și dintr-o dată e liniște. Și praful dansează și inspirăm și expirăm. Eu știu doar înainte, Ringo. Cum râdeai. Și cum mă apucai de picioare în glumă. Și știu cum ai devenit brusc foarte serios când te-am apucat și eu de picior. Atât de serios încât n-am putut să nu râd. Nu mai contează. Și mai țin minte cum nu vroiai să mănânci niciodată singur. Și ți-aduceai ciocolată de peste tot. Mm. Și vorbeai, Ringo. Țin minte cum vorbeai despre tot felul de lucruri la care nu te pricepeai și te ambalai și te contraziceai singur. După care nu mai spuneai nimic toată noaptea. Stăteai și îi ascultai pe ceilalți. Sau poate că nici măcar nu mai ascultai, te uitai în scumieră toată noaptea. Nu, eu n-am vorbit niciodată. N-a existat niciodată ceilalți. Exact. La dans cădeai întotdeauna. Și râdeai de nume pe care le citise și în cartea de telefon. Și țin minte cum rupeai filtrul la țigări, după care, bineînțeles, că nu mai fumai decât una sau două toată ziua, pentru că erau prea tari. Și mai știu cum le puneai femeilor mâna pe ceafă și îți mișcai degetele prin părul lor, fără ca măcar să-ți dai seama, Ringo. Așa erai tu odată. A fost mai rău, a trecut. Suntem iar noi doi. Nu, Ringo, totul a trecut. Eu nu te mai cunosc. Ai spus că o să rămâi cu mine pentru totdeauna. Nu mai știu cu i-am spus asta, Ringo. Nu mai pot să mai fac asta. Mi se termină puterea. Ianiu! Exact cum ai știut, întotdeauna nu poți să faci față cu infirmul. Da, ești prea slabă. Da, atât de departe ai dus lucrurile. Și ești la fel de insuportabil pe cât arăți. Și ies cu căruciorul afară în lift. Și aerul. Aerul e neobișnuit pentru că luni de zile am respirat doar praful din cameră. Miroase a ceară. Ajung la butonul pentru parter. Dar vreau să văd dacă brațul meu e destul de lung să ajung la butonul pentru etajul 10. Vreau sus. Și ies afară din lift. Și afară soarele mă ia în brațele lui fierbinți și aerul dansează. Nu vrea să mai intre în plămânii mei strânți și mă izbește peste față și râde. Văd cerul ca o lamă de cuțit. Și aud
vocile. Vâjie. Vâjie și șoptesc toate într-o singură direcție. Și pe urmă nu mai văd nimic, pentru că cerul s-a lățit mare de tot și mă soarbe în el. Și toată cupola aia mare a cerului se dă înapoi câțiva metri. Parcă ia aer și respiră. Uite, poți să bagi mâna, să vezi dacă e ceva acolo. Dincolo de tot albastrul ăla. Ceva e altfel acum. Ceva fierbe acolo sus. Se transformă și strălucește. Am zis să mai trec o dată pe aici. Da. Am uitat ceva. Ce anume? Ce ați uitat? Am uitat. Da, era pe mine. Sunteți dumneavoastră. Nu știu. În care coșmar ieșiți tot mereu și intrați în viața mea? Trebuie să vă omor ca să dispăreți? De asta ați venit? Uite, cam uita. Trebuie să vă dau afară din casa mea? Tatăl ăsta e bătrân și prost și cred că am uitat și drumul spre casă. Unde e? Uită-te, o gaură în genunchi. Vă mirați că la vârsta mea mai curge rof? Că nu s-a făcut cu timpul maron? Unde e un plasture? Am nevoie de un plasture. Eu trebuie să stau jos. El nu e aici? Să vă aduc imediat un plastur. Să știți că aș putea să mai trec și altă. Rog frumos să tăceți puțin. Știți cum facem? Dumneavoastră rămâneți aici și eu mă duc la locuri. Tot vroia. Nu pot. Toată ziua am stat aici așa, cu ochelarii pe față și pălăria pe cap. Am să vă aduc un plasture și pe urmă plecați, da? Da. Exact.
Mm-hmm.